Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a tabletei de sănătate. Invitata mea de astăzi este doamna doctor Orșoi Marta, șefa clinicii de urologie din Târgu Mureș. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc frumos, bună ziua dumneavoastră și invitațiilor, mulțumesc de invitație. Aș vrea să vorbim puțin despre simpozionul Urofan care a avut loc zilele trecute și ați avut participanți din toată țara, chiar și internațional. Aș vrea să ne spuneți actualitățile din urologie, noutățile, dacă aveți ceva. Da, într-adevăr, săptămâna trecută s-au desfășurat edițiile a treia, să zic așa, acestui eveniment care este Urologia Funcțională și care se numește Urofan, de la prescurtare Urologie și Funcțional. Este o ramură interesantă a urologiei contemporane, se ocupă foarte, foarte mult despre și practic are un impact major asupra îmbunătățirii calității vieții pacientului urologic, femei și bărbați deopotrivă. Iar anul acesta am avut câteva teme interesante, zic eu, care sunt interesante nu numai din prisma medicului urolog, ci din prisma medicului în general, a medicului de familie, a diabetologului. Am abordat tema disfuncției vezicale diabetice ca o complicație redutabilă în evoluția unui diabet zaharat. Mai apoi am vorbit despre vezica hiperactivă, atât care este prezent atât la bărbat cât și la femeie și cu un impact negativ asupra calității vieții. Se pare că după dispneie, imperiozitatea micțională, aceste pierderi involuntare de urină, de imperiozitate, afectează foarte mult calitatea vieții. Și aceste imperiozități pot coexista cu hiperplazia benignă de prostată la bărbați, iar la femei pot fi o parte a cauzelor care produc pierderi de urină. După aceea am discutat despre afecțiunile oncologice, cum putem să îmbunătățim calitatea vieții după niște exereze oncologice importante și în special aici ne-am axat pe cancerul de prostată și tumorile vezicale. Și nu în ultimul rând, sigur, câteva aspecte noi de terapie în infecțiile urinare, că se știe foarte bine că trăim în era și în epoca infecțiilor urinare uneori panrezistente, ceea ce înseamnă că nu mai ai antibiotic ce să administrezi la o infecție urinară, pe de o parte că pacienții sunt tratați de mult timp cu diverse antibiotice, poate incorrect, poate durata tratamentului nu este cea care ar fi trebuit să fie și sunt și pacienți care sunt operați, sunt purtători cronici de sonde, de stenturi, de nefrostomii, care dezvoltă aceste infecții urinare care sunt foarte importante în patologia noastră, de multe ori pot duce la stări septice și în asemenea situație este foarte greu să tratezi pacientul. Aș vrea să vorbiți puțin despre diferența dintre urologia funcțională și cea clasică. Nu este o diferență. Practic, urologia funcțională face parte din urologie ca atare, dar este, să zic așa, puțin mai diferită pentru că abordează diferit simptomatologia, abordează diferit tratamentul pacienților. Și dacă avem în vedere că, de exemplu, la un adenom de prostată, la o hiperplazie benignă de prostată, când pacientul vine la noi și ne spune simptomatologia, atunci, din start, pe prisma acestor, să zic, cunoștințe, împărțim acuzele în două mari categorii. De stocare, practic acuze care sunt consecința unei umpleri deficitare, sau de golire, simptome care merg cu o micțiune dificilă, îngreunată, prelungită, cu un flux redus și așa mai departe. Din start, tratamentul diferă, iar în momentul în care ne hotărâm sau avem considerente importante asupra deciziei de o terapie invazivă, o rezecție transuretrală de prostată, operație clasică pentru hiperplazie benignă de prostată, atunci știm din start că acest pacient va avea rezultate bune postoperator sau nu. Că dacă avem o combinație hiperplazie cu diabet zaharat și pacientul nostru are o vârstă, în paranteză, vezica îmbătrânește și va avea o
contractilitate redusă paralel cu vârsta, după aceea diabetul afectează vezica de trusorul, partea musculară a vezicii prin deficiența de contractilitate, prin dezvoltarea unei neuropatii diabetice. Plus vasculopatia care este la acest nivel, toate duc către o contractilitate redusă. Deci s-ar putea ca pacientul nostru care are o indicație terapeutică după operație să urineze la fel de greu și de dificil cum a fost înainte și dacă a fost purtător de sondă să fie și în continuare purtător de sondă pentru că nu obstrucția dată de adenom primea, ci diabetul care a scăzut contractilitatea vezicii. Și acest lucru îl putem stabili gândindu-ne funcțional și având în vedere aceste aspecte care stau la îndemâna noastră. În anul acesta și în ultimul deceniu, urodinamica, explorările urodinamice s-au dezvoltat foarte mult. În Târgu Mureș suntem pionieri, clar se știe acest lucru, suntem printre primele centre în această țară care am demarat aceste investigații și ne bucură faptul că au fost mulți care au venit la noi să învețe și efectuează aceste investigații. Mai mult, în deschidere, am avut un curs postuniversitar de urodinamică, un training hands-on. Am examinat împreună 25 de pacienți în zilele premergătoare acestui eveniment. Este foarte important să se pună diagnosticul corect pentru a se stabili și tratamentul corect care trebuie să-l administrați pacienților. Clar, medicina modernă se bazează pe evidențe și evidențele trebuie să fie obiective și aceste explorări urodinamice, aceste chestionare care trebuie să le faci preoperator, preintervenție, sunt elocvente în acest sens. Da, cu categoric da. Fiind stabilirea diagnosticului nu ține doar de medicul urolog, sunteți multidisciplinar cumva, ar trebui să funcționeze și cu cel clar. Chirurgul, diabetologul și aș vrea să vorbiți puțin despre importanța medicului de familie, pentru că știu că ați mai fost la noi și ați subliniat importanța unui screening și a prevenției bolilor de prostată. Absolut. Deci, în această ecuație, medicul de familie este cel mai important, pentru că acest medic are relația și, practic, legătura cea mai strânsă cu pacientul și poate îndemna pacientul la un consult urologic, de exemplu, dacă a trecut de 50 de ani și să-i spună, du-te, te rog, fă-ți un PSA, pentru că pacientul care a împlinit vârsta de 50 de ani, conform ghidurilor noastre care sunt vigoare, ghidurile Societății Europene de Urologie, spune clar, trebuie să ai un PSA. Deci americanii știu PSA-ul, valoarea PSA-ului, cred că mai bine decât ce număr poartă la pantofi. Încă noi nu suntem în această perioadă, dar spre bucuria noastră vedem câți mai mulți pacienți care nu sunt suferinți au venit pentru un control. Și atunci avem un control, avem o limită, adică avem o bază de plecare și vedem pacientul nostru cum evoluează în timp și putem preveni. Și aici prevenția e foarte importantă din punct de vedere al diagnosticului și al tratamentului cancerului de prostată. Cancerul de prostată care nu invadează organul, nu trece de capsula prostatică și nu produce metastaze la distanță poate fi vindecat, dar în stadii inițiale, incipiente. Dacă este deja trecut de capsula prostatei și metastazat în special în oase, atunci posibilitățile sunt și din ce în ce mai multe, dar sunt limitate. După aceea, să ne referim și la femei, incontinența. Deci incontinența, și aici aș insista asupra prevenției, asupra acelor exerciții care vizează reeducarea planșeului Belvin și exercițiile acestea de menținere a forței planșeului pelvin imediat postpartum, deci imediat după naștere. Se știe foarte bine că prevenția uneori poate mai costisitoare decât tratamentul, dar pe lungă durată își are rezultatele. Și o femeie care are grijă de sănătate, să nu fie obeză, să nu fumeze, pentru că toate acestea, creșterea în greutate, fumatul va duce către tuse, bronșită, creșterea presiunii abdominale și facilitarea pierderii urinii și foarte mulți factori care sunt.
până să ajungă la dumneavoastră, din câte îmi dau seama, fiind vorba de femei, e importantă și o discuție cu medicul ginecolog. Clar. Este practic o discuție care e tot consult. Timpul prezentă între urolog și ginecolog și e bine acest lucru. Și mai mult vreau să vă spun că deja sunt specialiști ca o sunt uroginecolog. Asta înseamnă că au dublă specialitate, sunt specializați și în urologie și în ginecologie. Acesta este ideal, dar este foarte greu de dobândit pentru că înseamnă undeva la 10-11 ani de studiu, de rezidențiat, ceea ce este foarte mult. După 6 ani să mai ai 11 și după aceea să și lucrezi undeva, dar au fost organizate și sunt și anul acesta organizate cursuri post-universitare de uroginecologie. Un loc important și practic un centru important a fost la Oradea, sub conducerea profesorului Bubu. Acum cred că Bucureștiul este organizatorul acestor cursuri de uroginecologie, unde urologi și ginecologi împreună vorbesc despre sfera genitală a femeii și despre afecțiunile care sunt caracteristice femeilor și, sigur, tratamentul lor. Tratamentul poate fi atât chirurgical, chirurgie clasică, cât, din câte știu, sunt și anumite bandelete. Da, cu da. Laser. Da, clar că prevenția este importantă, după aceea schimbarea stilului de viață, reducarea planșeului pelvin, cere exerciții care sunt vizează în exclusivitate acest planșeu muscular. După aceea sunt niște posibilități de electrostimulare, atât intravaginală cât și externă, prin niște scaune electromagnetice, cu rezultate foarte bune, dar și aici, sigur, în stadii incipiente. După aceea începe tratamentul în funcție de modul de a pierde urina. Dacă se pierde la efort mare, de exemplu la tuse, la ridicarea unor greutăți, atunci se poate efectua o intervenție, dar și acolo mare atenție asupra unor boli asociate. Trebuie la o asemenea indicație să vezi pacienta în întregime, să vezi dacă are 100 de kilograme, s-o pui să slăbească. Dacă este fumătoare cronică, să se lase de fumat. Dacă este are diabet zaharat, iarăși un alt capitol. După aceea, care sunt variantele? Sunt acele slinguri, acele bandelete, care, din păcate, uneori sunt exagerat de frecvent puse, montate. Și vedem noi, urodinamiștii și cei care ne ocupăm de urologie funcțională, aceste paciente după aceea vin la noi să le spunem de ce sunt în situația în care au fost și preoperator, și sunt operațiile laparoscopice și cele deschise clasice consacrate. Da, din ce în ce mai rar. Exercițiile, bănuiesc că e vorba de exercițiile acelea Kegel? Da, sunt și exerciții Kegel, sunt și altele. Mă bucură faptul că la universitatea noastră este o specialitate de balneofizicoterapie, BFK prescurtat, unde avem și noi câteva ore de practică și unde încercăm să transmitem importanța acestor exerciții. Și pe lângă toate acestea mai sunt și niște locuri trigger, se numesc, care pot îmbunătăți printr-o, să zic așa, un tratament fizioterapeutic continența. Să ne întoarcem puțin la la bărbat și da. Să-mi vorbiți puțin, mi-ați spus necesitatea unui screening și a unui diagnostic corect pus, dar ce părere aveți despre toate medicamentele care tratează practic afecțiunile prostatei, dar se dau fără rețetă și probabil omul din comoditate sau poate și din faptul că nu conștientizează că e ceva grav, ia aceste medicamente, dacă aceste medicamente funcționează pe termen lung sau doar reduc simptomele. Da. Deci, din acest punct de vedere, mass media este foarte importantă. Pentru că, de ce sunt acele suplimente alimentare
care intră în categoria fitoterapeuticelor și despre care la radio, la televizor vezi reclame, sunt inundații de reclame în acest sens. Reduce... Vă rog să nu spuneți nu spun nimic. Nu, nici nimic. Reduc acuzele, îmbunătățesc activitatea sexuală, deci sunt un panaceu universal. Și dacă pacientul nostru se uită, vede și atunci spune, păi, de ce să mă mai duc la doctor că-l iau? Normal. Încep să-mi iau, cumpăr, se dau fără rețete. Da, absolut, de acord ce ați spus noastră. Aceste fitoterapeutice pot avea un efect bun, clar. Nu neagă nimeni acest lucru, dar trebuie văzut la cine se administrează. Și aici subliniez importanța unui consult. Pentru că la început poți să-ți dai seama tu ca urolog. Aparține acest pacient categoriei cu acuze urinare minime și cu aceste fitoterapeutice care secară, sunt sămânță de dovleac, sunt diverse, palmierul pitic, sunt diverse palme care au un efect foarte bun. Și atunci îi spui, da, se poate lua acest medicament, dar trebuie să știu, să vedem. Nu ești infectat, PSA-ul e normal, examenul urologic este unul bun, da, poți să iei și peste 2 ani te poți întoarce la mine. Dar dacă văd că pacientul meu se trezește de două, trei ori noaptea, urinează greu, urinează prelungit, urinează cu rezidiu, nu mai am de ce să mă duc spre această direcție, trebuie să am o terapie medicamentoasă care se eliberează doar pe baza de rețetă. Recomandă urologul și medicul de medicină va continua tratamentul conform indicațiilor, dar și aici este nevoie de un control anual sau din 6 în 6 luni. Da, aveți dreptate, aceste fitoterapeutice din păcate sunt foarte multe, pentru că este, deci efectiv e greu să reții numele, denumirea acestor preparate. Și au, și în cadrul infecțiilor urinare, sunt cu efect de dezinfectant urinar, de scăderea pH-ului, de unele caracteristici care sunt bune în tratament, dar nu sunt indicate în toate cazurile. Spuneați că trebuie să vină la un control după vârsta de 50 de ani. Femeile, la ce vârstă ar trebui să-și facă un control? Deci, revenind la vârsta de 50 de ani, e vorba de pacientul care în familie nu are pacienți rude, tată, unchi, care să fi suferit de cancer de prostată. Dacă are, știind că are o conotație de transmitere genetică și o determinare genetică acest cancer, e bine să se înceapă controlul puțin mai devreme, la 45 de ani. Din păcate, avem pacienți care dezvoltă cancer de prostată la o asemenea vârstă tânără. La femei este perioada schimbării a preclimaxului, a climaxului, care și aici de multe ori poate surveni destul de rapid, destul de precoce. La ginecologi, consultul ginecologic este obligatoriu vârste tinere din 2 în 2 ani și după aceea conform patologiei sau conform unor acuze sau conform recomandării ginecologului. Deci aici puțin femeile trebuie să înceapă foarte, foarte repede controlul la un ginecolog, clar. Cred că a rămas aceeași metodă de examinare, și anume examinarea fizică, și probabil mulți dintre domni nu agrează și tușeul. Și fizică, da? Deci este vorba despre o examinare clinică care se bazează pe o anamneză, pe niște chestionare, întrebări, după aceea un examen ecografic, după aceea un sumar de urină, eventual excluderea infecției, și de multe ori la o asemenea investigație depistăm că pacientul nostru are diabet și nu știa că are diabet, pentru că apare zahărul în urină, deci este o glucozurie în urină, ceea ce nu este normal. Și poate de aici provin acuzele, determinarea reziduului postmicțional, o depitmetrie, urinează pacientul într-un aparat care practic prin această micțiune ne dă o curbă, îi spunem debitmetrică, și pe baza acelei curbe noi putem avea foarte multe informații cu privire la statusul pacientului, la indicații terapeutice și sigur tușeul rectal. Da.
Așa este. Iar la femei aș insista puțin și dacă m-ați întrebat asupra vaccinului și prevenirea infecțiilor cu HPV. Și aici cred că e un capitol care trebuie să fie conștientizat și să știe populația noastră că în România încă se moare la vârstă foarte fragedă din cauza cancerului de prostată. Deci avem paciente 25-30 de ani în stadiu terminal din cauza cancerului de col uterin. Sunt paciente care ajung la urolog pentru că, ca și o ultimă, să zic așa, posibilitate de a ameliora situația, o nefrostomie, un drenaj prin stent și care va fi până la capătul vieții. Deci sunt încă cazuri foarte, foarte tinere. Deci stăm aici pe acest capitol, mai avem de lucrat. Pentru că ați amintit de vaccinare, știu că acum mulți ani a fost un program național de vaccinare și pentru că nu au fost părinții în special extrem de informați, a fost un eșec, 1% din da, dozele, s-a aruncat la noi restul de 99%. O valoare de mai absolut colosală de număr de vaccini, da, mi-a părut și atunci foarte rău pentru că era perioada în care premergătoare când eu mi-am vaccinat fetele, știam și deci ca și urolog, dar și ginecologii, vedem niște cazuri incredibile, deci avem paciente care sunt depistate cu neoplazi de col uterin în perioada sarcinii, deci ceva ce în țările nord-europene, unde nu mai au cancer de col uterin și deja se gândesc să vaccineze și bărbații, noi încă suntem la faza în care acceptăm sau nu vaccinul. Deci trebuie mers și trebuie lucrat foarte mult asupra descrierii bolii, asupra prezentării simptomelor și asupra gravității în ceea ce privește evoluția. Acest vaccin de la ce vârstă se poate face? Deci aici sunt mai multe variante. Medicul de familie iarăși este pilonul cel mai important în această ecuație pentru că sunt posibilități de a recomanda, de a prescrie gratuitate în funcție desigur de activitatea sexuală. Deci aici la noi nu mai este vârsta, este dacă a început activitatea sexuală sau nu. Și până la ce vârstă se poate face? Și asta este, deci este în funcție de diverse indicații. Deci aici ginecologul trebuie să aibă un cuvânt de spus și determinările prin însămânțarea secreției și identificarea unor infecții deja existente de HPV. Se face o singură dată în viață? Deci sunt mai multe variante, sunt mai multe, este și un rapel, chiar două, dar eu cred că ideea în sine trebuie puțin discutată și prezentată pe larg complicațiile neoplasmului de col uterin și vârstele fragede care sunt încă interesate în arealul nostru și în arealul nostru, da? Aș vrea să vorbiți puțin mai în detaliu despre importanța depistării unor infecții urinare. Infecția urinară e foarte, să zic așa, frecvent prezentă în patologia noastră, în special, și aici sunt două mari categorii, pacientele în vârstă și pacienții în vârstă, bărbații cu hiperplazie și cu diverse obstrucții subvezicale, și femeile, pe de o parte, prin deficitul de estrogen care provoacă o uscăciune la nivelul mucoasei și prevenția este mai precară a infecțiilor, pe de altă parte, coexistența unor afecțiuni, de exemplu, diabetul zaharat. Și atunci, ca și prima manifestare, este această bacteriurie asimptomatică, se numește în termen medical, care înseamnă o infecție evidentă, urocultură peste 100.000 de germeni, dar care nu aduce sau nu are nici o acuză. Deci pacientul nu suferă. Doar că sunt paciente care se controlează, își fac urocultură, se duc și vin cu acele rezultate și sunt unele cazuri care nu trebuie tratate cu antibiotic. Și ăsta cred că este mesajul cel mai important. Poți să dai un dezinfectant urinar, să mergi spre direcțiunea unei schimbări de pH, da?
să vezi factorii favorizanți, să vezi dacă poate are biconstipată, să reglezi tranzitul, poate are diabet, are o glicozurie, poate primește niște medicamente care își exercită efectul prin creșterea eliminării glucozei prin urină, sau are un deficit de estrogen, sau mai mulți factori favorizanți, atunci lucrezi pe această direcție și dai un fitoterapeutic, un dezinfectant, un supliment alimentar. Dacă pacientul sau pacienta are, să zic așa, comorbidități importante, sau are un corp străin, o sondă, sau are un stent și dezvoltă o complicație, o stare febrilă, o pielonefrită, sigur, da, se dă antibiotic, clar. Dar numai în asemenea cazuri. Și aici aș insista foarte mult că urocultură pozitivă, deci peste 100 de mii de germe pe mililitru, nu înseamnă egal administrare de antibiotic. Vorbeați despre estrogenul la femei și bănuiesc că vorbiți despre vârsta de premenopauză sau de menopauză. Da. Substituția estrogenică este un capitol interesant, dar care necesită o pricepere extraordinar de bună asupra acestor schimbări hormonale, să se interpreteze în context și să se administreze sub un control extrem de riguros. Se știe foarte bine că substituția exogenică, deci prin medicamente sau prin preparate a estrogenului, poate facilita dezvoltarea sau creșterea unor tumori canceroase în organism, și atunci controlul trebuie să fie foarte riguros. Pacienta trebuie să știe că trebuie să fie controlată anual sau chiar de mai multe ori pe an, pentru cancer mamar, pentru eventual un cancer renal, și sunt foarte multe complicații. Sigur, se poate opta pentru substituție, dar doar pe baza unor indicații date de endocrinolog, de ginecolog. Substituția locală de administrare de creme de estrogen, ceea ce este o posibilitate de a ameliora simptomele pierderilor urinare, a infecțiilor urinare recidivante, iarăși mă gândesc la cele asimptomatice, utilizarea unor creme de estrogen cu un conținut redus de estrogen poate fi benefică doar în cazul în care ginecologul nu are vreo contraindicație în acest sens. Ați mai vorbit și despre competența spitalului pe care îl conduceți în ceea ce privește afecțiunile aparatului urogenital, dar nu neapărat despre prostată și incontinența la femei. Dacă aveți și alte recomandări care puteți să ni le faceți referitoare la asta, că aparatul urogenital nu cuprinde doar prostata. Absolut. Deci, clinica de urologie din Târgu Mureș, unica pe moment, încă nu avem o altă clinică de urologie, are un trecut foarte, foarte frumos și care ne onorează practic, și știm că predecesorii noștri au lucrat foarte mult să dezvolte urologia în direcția urologiei europene. Și asta înseamnă că noi, pentru un rezident care alege să vină în Târgu Mureș să se formeze, oferim toată curricula care este pe plan european. Deci are parte de endourologie, de urologie funcțională, de uroginecologie, de urologie laparoscopică, oncologică, percutană, litotiție extracorporală și operații clasice. Poate să vină să studieze și nu trebuie să meargă în altă parte să vadă un anume tip de operație. Singura modalitate care există pe plan național, și aici excelează Clujul, sunt operațiile prin robot, care nu le avem din motive financiare, că este, din acest punct de vedere, încă nu le avem, dar poate viitorul, poate cine știe, poate va însemna și achiziționarea unui robot Da Vinci de către universitate, de către spital. Sperăm, să vedem. Aș vrea, pentru că ați menționat la începutul emisiunii că e foarte important ca persoanele să renunțe la fumat,
și să slăbească. Asta are legătură și cu diabetul și cu bolile de inimă. Ce alte recomandări în afară de acestea ați putea să ne dați? Sigur, eu ca urolog nu permit aici să dau acum sfaturi, dar ceea ce ca o persoană care am o vârstă și văd, am văzut foarte multe lucruri, un stil de viață sănătos, o alimentație corespunzătoare, sportul de zi cu zi, conștientizarea unor anumite efecte nocive ale unor alimente și aici și a fumatului, a alcoolului în exces. Sunt lucruri care sunt știute, dar trebuie cunoscute și înțelese din tinerețe. Pentru că să îmbătrânești frumos și să fii sănătos pe tot parcursul vieții, pe de o parte înseamnă și acest stil ordonat de viață, o parte genetică a ceea ce avem din naștere și o parte este ce punem noi pe această genetică. Și având, să zic așa, evitarea fumatului, clar că nu ajută. Sedentarismul. Suntem o națiune sedentară. Văd copii grași, obezi, nu fac sport. Sigur că bolile, diabetul este de-a dreptul halucinant cum crește în România. Deci sunt niște studii care vorbesc despre diabetul vârste foarte fragede, copii. Iar se știe foarte bine acele complicații care sunt ale diabetului zaharat și în special formei de tip 1, insulinodependent, sunt foarte grave. Și atunci zic și eu că prevenția ar fi mult mai utilă. Să trăiești sănătos, să încerci să mănânci sănătos, dacă te-ai apucat de fumat, să renunți la fumat și să faci ceva sport, clar. Te va ajuta și mental și din punct de vedere al unui corp sănătos. Aș vrea să ne lămuriți puțin în legătură cu funcționala rinichilor. Da. Rinichiul... Din câte am înțeles, rinichii dor, dar nu dor amândoi deodată. Da, da. Deci aici trebuie să facem o departajare. Rinichiul ca atare aparține nefrologiei. Două specialități, nefrologul și urologul. Urologul intervine în momentul în care este obstrucție, este o tumoră care trebuie rezolvată. Nefrologul poate trata foarte multe aspecte ale disfuncționalității rinichiului, glomerulonefrită. Pielonefritele pot fi cauzate de calcul, deci ceea ce vă referiți dumneavoastră, litiaza. Liteaza renourăterală, în momentul în care cauzează obstrucție, duce la dilatația rinichiului. Iar durerea, care este foarte amplă și una dintre cele mai intense dureri, este colica renală. Dacă cineva a avut colica renală, știe despre ce vorbesc. Și femeile care au născut pe cale naturală și au avut colică renală pot avea un, să zic așa, o termen de comparație, sunt de intensitate asemănătoare, durerile de expozie. Și atunci capsula renală doare, pentru că odată ce rinichiul s-a dilatat, capsula este în distensie și acea durere este care o simțim noi, o durere intensă, fulminantă, cu niște efecte care sau niște asocieri de grețuri, vărsături, chiar și urină roșie, urină cu sânge, ematurie. Asta este urologul care intervine, ori rezolvă calculul, ori încearcă să dreneze rinichiul într-un anumit fel, ori un dren intern, să-i spunem pe înțelesul ascultătorilor noștri, un stent autostatic, care poate rămâne pe loc un an, sau direct cu un tub în rinic, nefrostomie se numește. Atunci, tumorile. Sunt tumorile care sunt de două feluri la nivel de rinic și uroteliu, care este uroteliu care tapetează din interior sistemul pielocalicial, vor fi rezolvate de către urolog, iarăși. Distrucția rinichiului datorită unei malformații, de exemplu o stenoză la nivelul juncțiunii pielo-ureterale, deci locul unde se întâlnește bazinetul renal cu ureterul, dacă
din naștere este foarte, foarte stenozat, poate duce la distrucția renală și atunci va urma ce scoaterea rinichiului. Deci cam astea sunt patologiile care sunt prezente. Ați vorbit și la simpozion și la, și la începutul emisiunii despre diferența dintre urologia clasică și cea funcțională și v-ați referit foarte mult la creșterea calității vieții a pacientului oncologic. Da, sigur, este foarte greu să vorbesc și despre acest aspect, pentru că în momentul în care ai pe cineva drag ție și este suferind de cancer, încerci să-i prelungești viața. Dar cu ce costuri? Cu ce costuri, pe de-o parte, și ce viață? Viață de un om sau o supraviețuire care înseamnă un pacient care este în pat, care nu mai știe pe ce lume trăiește și care, pentru care acea viață nu mai este o viață de calitate, demnă de o ființă umană. Asta este percepția mea personală. De fiecare dată insistăm asupra acestui aspect. Pentru că, sigur, este și latura emotivă când vin aparținătorii și insistă foarte mult și avem pusități, sigur, punem o nefrostomie și mai schimbăm și poate supraviețuiește pacientul, dar acea viață este de o calitate extrem de redusă. Nu sunt eu în măsură, nici nu sunt specialistă, sunt oncologi, sunt specialiști care se ocupă de paleație, pentru că asta este domeniul și ei pot să spună mult mai multe, dar noi mergem până la capăt. Deci mergem, luptăm până la capăt, conform dorinței pacientului, cum dorește pacientul. Pacientul, înainte de fiecare intervenție, semnează un consimțământ informat. Îl informăm și îi spunem care sunt complicațiile, ce așteptăm de la intervenția respectivă și semnează. Sau poate nu, poate zice că nu mai vreau. Trebuie să respectăm această dorință, pentru că asta este practic legiferată, toată situația aceasta este legiferată în țara noastră. În momentul în care pacientul nu este în deplinătatea facultăților mintare și este în comă sau nu putem discuta cu el, atunci sigur cerem consimțământul informat din partea familiei, o persoană care este rudă directă și poate să ne semneze în acest sens. Am vorbit înainte de emisiune și v-am întrebat dacă se mai face, știu că făceați la spital un program de screening și ați spus că nu, acum sunteți în renovare. Și aș vrea să-mi spuneți, din punctul de noastră, conduceți clinica de urologie de ani buni, aș vrea să-mi spuneți, din punct de vedere financiar, cum sunt condițiile din România, știind că în Europa, în Uniunea Europeană, 9% din PIB se duce spre sănătate, alocă, iar la noi 4,5%, jumătate. Am zis-o și mă repet și de data aceasta, medicina cu stetoscopul și cu aceste două mâini nu se mai poate face medicină modernă, urologie modernă. Urologia modernă, vă dați seama, înseamnă robot. Înseamnă robot cu, care evoluează de la an la an. Se gândesc foarte multe dezvoltări pentru a facilita intervenția. Deja se vorbește de telemedicină, operatorul s-a și făcut o intervenție la Madrid și pacientul era în China. Deci vorbim despre așa ceva. Și atunci noi revenim la realitate. E ca și în bancul, am avut un vis urât și m-am trezit și uite, asta este realitatea. Facem și încercăm să avem o urologie performantă în condițiile date. Sigur, condițiile ar putea fi mult mai bune. Dar ceea ce vedem noi, că totuși acest pas care îl consider hotărător că se reface, se reconstruiește, se reabilitează tot ce înseamnă urologia și bloc operator, este un pas înainte. Că dacă vom primi și instrumente mai moderne, unele performante, și aici mă refer, de exemplu, avem ureteroscopie ca și o posibilitate de tratament în litiaza urinară. Dacă ai un ureteroscop flexibil, te descurci mult mai ușor, ai o accesibilitate mult mai vastă asupra litiazei renale de calice inferior, de exemplu. Dacă o să avem și
alte variante, să zic așa, de exemplu aici insistăm asupra unor terapii oncologice și oncologice. Sunt foarte multe direcții. Dar eu zic că ceea ce putem per moment să facem și ceea ce vom avea posibilitatea să facem într-un cadru mult mai elegant și mult mai curat și mult mai, să zic așa, conform standardelor care sunt în vigoare în perioada aceasta în Europa, cred că putem să fim, să zic așa, liniștiți și să visăm mai departe. Medicina înseamnă foarte mulți bani. Nu degeaba se dezvoltă partea privată în toate orașele. Sunt investitori care investesc în medicină și dezvoltă. Sigur, eu n-am cunoștințe economice, eu prin prisma unui medic practician văd aceste lucruri, dar continui să sper că atât învățământul cât și medicina din punct de vedere al urologiei Târgu Mureșene o să se dezvolte. Cu pași mărunți, dar o să se dezvolte. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile și tot ce ne-ați povestit. Sper să data viitoare când ne întâlnim să avem vești mai bune, să nu fie doar un vis, un pic să fie și realitate. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Mulțumesc. Și pentru ocazie. Mulțumesc, vă mai aștept pe la noi. Mulțumesc și dumneavoastră. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!